Biroul Electoral Județean a prezentat rezultatele finale în ceea ce privește scrutinul din 26 mai. În județul Mehedin s-au prezentat la vot aproximativ 117.000 de oameni. Aproape jumătate dintre aceștia au votat cu Partidul Social Democrat. În privința celor două întrebări privind justiția propusă de președintele țării, peste 74.000 de mehedințeni au răspuns cu da. După numărarea voturilor exprimate în cele 290 de secții de votare organizate în Mehedinți, s-a constatat că peste 48.000 de persoane au votat pentru PSD. Pe locul al doilea s-a situat Partidul Național Liberal. Pentru Parlamentul European s-au prezentat la urne 93.202 alegători care au votat pe listele permanente, iar pe listele suplimentare 23.839 de alegători. Voturile valabile exprimate au fost 113.350 de voturi. Repartiția pe competitori a fost următoarea. Partidul Social Democrat a obținut un număr de 48.819 voturi valabile exprimate, Alianța 2020 USR Plus 9.773 de voturi, Partidul Pro-România 12.389 de voturi, UDMR 554 de voturi, Partidul Național Liberal, 26.289 voturi, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, ALDE, 6.716 voturi. La referendumul pentru justiție, conform datelor centralizate de Biroul Electoral Județean, peste 54.000 de persoane au răspuns da la cele două întrebări. La întrebarea numărul 1 au votat 73.661 de persoane, au răspuns cu da dintre aceștia 54.346 de persoane, iar voturi valabile exprimate cu răspunsul nu au fost înregistrate 14.054 de voturi. În ceea ce privește întrebarea numărul 2, și aici s-au prezentat la vot 73.553 de persoane. Au răspuns din acestea cu da 54.740 de persoane, iar cu nu 13.619 persoane. Numărul total al mehedințenilor care s-au prezentat la urne a fost de 117.000, ceea ce înseamnă un procent de 50,39%. Din totalul voturilor, 3.666 au fost nule.